vocile lui se dea putere să le vimpe așa cum vrea el să vimpe. Și zice și David în Psalmul 27, în Psalmul următor, aș vrea să privesc frumusețea Domnului de fiecare dată când vin în casă cu Dumnezeu și ați vrea să fie și rugăciunea noastră, să rugăm pe El să ne dea putere să privim fața Lui de fiecare dată când ne întâlnim aici, să privim frumusețea Domnului de fiecare dată când ne întâlnim aici. Haideți să ne rugăm.
fie Dumnezeul nostru. El este singurul Dumnezeu adevărat. Și în bunătatea și îndurarea Lui ne-a chemat la părtășia cu El. Dorim să ducă pe mulți fii la slavă și să-și arate slava Lui niște ființe slabe, cum suntem noi, niște pumni de țărână, ca El să lase caracterul Lui în noi și să ia de la noi neputințele, scăpămintele, să transforme firea aceasta pământească într-o fire dumnezeiască. Și aceasta să fie o slavă pentru Domnul, mărit să fie în veci. Dacă privim la omul Dumnezeu David, în psalmul acesta și în alți psalmi minunați pe care el scrie, vedem niște declarații atât de îndrăznețe care le face. Vedem cum el își mărturisește dorința și dragostea lui față de Domnul. Și aș vrea ca să privim la el și să-l luăm ca un model. David este un model pentru zilele noastre în cântare, poate în închinare mai mult. Dar aș vrea să-l privim ca un model de apropiere de Dumnezeu. Și David spunea: fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție. Și mă încred în Domnul fără șovăire. Apoi versetul 3. Umblu în adevărul tău. Versetul 6. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul tău, Doamne. Vedem cum David, deși era un om care nu avea acces la Scriptură cum avem noi, pe vremea lui erau doar cele 4 cărți ale lui Moise, nu se dăduse încă harul acesta de plin, prin care a fost adus prin venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. Și totuși, dacă vreți, cu ceea ce avea el la îndemână, cu cât îl putea el cunoaște pe Dumnezeu, vedem ce dedicare și ce dragoste fierbinte avea față de Dumnezeu. Și eu îmi doresc să fiu ca și el. Cred că mulți ne dorim să putem declara aceste cuvinte pe care David le-a spus. Spunea într-un alt psalm: Doamne, dacă vei cerceta inima, vei vedea că ceea ce vorbesc, aceea și gândesc. Dacă mă vei cerceta noaptea, când conștientul meu nu mai poate să cenzureze ce este în mine, chiar în subconștient, vei vedea că Tu ești singura mea fericire și bucurie. Dar ca să ajungem ca și David, frați și surori, trebuie să țintim unde țintea David. Și priviți unde țintea David. O să citesc și eu un verset din Psalmul 27. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Lui, frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Aceasta era dorința lui David. Mă uit în viața mea și de multe ori vin înaintea Domnului cu altfel de dorințe. Doamne, izbăvește-mă de problema asta. Doamne, locul în care sunt acum nu e așa confortabil, nu mă simt așa de bine. Lucrează, izbăvește-mă, schimbă lucrurile așa cum mi-ar place mie să fie. Și ținta mea este o stare mai bună, mai plăcută pentru mine. Priviți ce rugăciuni făcea David. Psalmul 26, versetul 2. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece prin cuptorul de foc rărunchii și inima. David nu-și dorea confort, nu-și dorea o stare de bine, ci dorea ca Dumnezeu să-l prelucreze și să-i arate ce era cu adevărat în el. Pentru că numai în încercare și în necaz vedem cu adevărat ce este în noi și ce e din noi. În Deuteronom, capitolul 8, Domnul spunea poporului prin Moise: adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască porniile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Domnul știa ce e inima poporului, dar vrea să arate poporului ce era inima lor, ca să vadă ei cum sunt. Domnul îi cunoștea și îi cunoaște și pe
De aceea, rugăciunea care urmează, aș vrea fiecare dintre noi să ne coborâm în noi înșine, să rugăm pe Domnul ca prin Duhul Sfânt să aducă lumină în viețile noastre și să vedem care sunt dorințele noastre, unde țintim. Vrem ca să cunoaștem ce este în noi și prin pocăință să putem îndepărta ca Duhul lui Dumnezeu să ne umple mai mult și viețile noastre să se vadă slava Domnului, așa cum dorea David? Sau dorim rezolvări de moment, dorim o viață ușoară, dorim ca Domnul să ne rezolve problemele și când ni se rezolvate problemele, atunci ne descurcăm și fără Domnul. Când e vreme bună, ne descurcăm fără El. Când avem loc de muncă, când avem bani, când totul e ok, știm foarte bine să ne trăim viața. David spunea că el vrea toată viața lui în prezența Domnului. Frate și surori, prezența Domnului poate fi un lucru nu prea confortabil. Chiar dacă nu avem probleme. Pentru că Domnul ne cheamă la slujire și la ascultare. Și spunea Petru, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Adică ascultare în toate domeniile, în toate alegerile, la fiecare pas. Să-L ai pe Domnul ca și călăruză și stăpân și Domn și El să-ți călăuzească viața. Întrebarea care trebuie să ne punem acum în rugăciune înaintea Domnului, sincer, fiecare dintre noi, chiar vrem asta? Dacă vrem asta, Domnul a spus, dacă voiaște cineva, să vină. Și Domnul este acela care lucrează. Dar dacă nu vrem cu toată inima, atunci vom rămâne niște creștini care undeva între slava Domnului, unde Domnul ne vrea, și cel mai nenorocit dintre toți oamenii, undeva pe plaja aceasta ne situăm și ne trăim și noi în această lume. Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să ne dorim ceea ce El își dorește pentru noi. Și Domnul va împlini această vieță de noastre. Să ne ridicăm cu toți și să ne ridicăm. Să vă mulțumesc, Doamne, pentru că tu ai ideea ca să avem o
țelele noștri. Alții puterea vârstei. Alții perioada de final a vieții. Trec în suferință, trec în putere. Suntem chemați cu cuvântul Scripturilor, nu numai să ne bucurăm cu ceea ce se bucură, ci și să plângem. Ne mai ești câteva de cauze pe care le cunoaștem, știm, majoritatea dintre noi. Sunt și câteva bilete pe care sunt puse câteva dorințe care vrem să le facem înaintea Domnului. Frați și surori, vă rog în numele Domnului Iisus să mă ajutați să rugăciuni pentru fiul meu Ovidiu. În momentul de față trece prin grele încercări, este în pericol să-și piardă locuința și locul. Numai mila lui Dumnezeu mai poate scăpa din această situație în care se găsește în momentul de față. Știu că Dumnezeu poate, dar în toate să se facă voia lui. Dumnezeu să aibă mila, să cerceteze această ființă. Să continuăm să o aducem în rugăciune pe sora Veginica Bană. Trece prin grele în cer. Să fie de parte ei și Domnul să-i dăruiască și Domnul să-i dăruiască izbăvirea. Sunt de asemenea chemați să sprijinim în rugăciune pe sora Ilinieș, care săptămâna trecută a fost operată. Ne rugăm ca Domnul să-i dăruiască, Domnul să-i ușureze suferințele și Domnul să mărească. Fratele Neuțu Baez, zilele trecute, a fost internat și el pentru ca să-i secundă placa aceea la cap. I-a fost luată la placa de os cu câteva luni în urmă. Înțeles că lucrurile au depus bine și medicii sunt surprinși de felul cum se prezintă, dar ne trimit aici o bine ce spun așa. Dorim să aducem în rugăciune înaintea Domnului pe Hăbuc Gabi din Pitești și pe Pandan din Meclean, sunt Corierte sau Domnul Ierențu. Domnul să le aline suferințele și să le vindece. Familiilor lor să le dea putere și tuturor să le dea bine. Dumnezeu să aibă milă și să le vindece. De asemenea, vrea să continuăm să ne rugăm înainte. Am văzut aici cu mult timp în urmă, o săptămână în care ca biserică a fost chemat să stăm în post și în rugăciune pentru familie. Știm că coțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Domnul Iisus Hristos a venit că oile lui să aibă viață și să aibă viață din rugăciune. Vreau să continuăm să ne rugăm pentru familie. Sunt familii care sunt în prag de divorț. Știm că Domnul urăște despărțirea în căsătorie. Ceea ce Dumnezeu urăște, trebuie să urăm și noi și să ne rugăm Domnului, ca Domnul să-și întinde mâna Lui. Să dea lumină, să dea înțelepciune, să dea pricepe, să dea călăuzire sfântăți. Rupă legăturile întunericului și să dea izbăvire pe care mai Domnul poate să dea. Să ne rugăm Domnului, dar haideți să stăm ridicați și de asemenea să continuăm să ne rugăm pentru frații și surori care știm casa aceasta care îi putem în inimile noastre. Și în clinică, la medicală 3, este internată sora Hada, la Hunedoara. Trece prin greutăți, prin probleme. Să ne rugăm Domnului și pentru această ființă. Domnul să-l tărească și Domnul să se atingă și să se tărească izbăvirea. Haideți să ne rugăm să ne rugăm. Thank you.
Stă înaintea ta, Tată, cei care sunt în numele Domnului Iisus Hristos. Știm că Tu ești Cel ce poți tot. Așa mi-ai spus Tu, pentru că înviere, că ție ți s-a dat toată puterea și în cer și pe pământ. Doamne, noi credem în cuvântul Tău, credem în ceea ce spui Tu, Doamne. De aceea, în numele și meritul Domnului Iisus Hristos, Tatăl Celeste, rugăm. Mâna Ta cea binecuvântată și în dimineața aceasta, Doamne, pune-o peste aceste cauze, Doamne. Sunt frați și surori, sunt semeni de-ai noștri, sunt tineri și bătrâni, Doamne, care trec prin probleme, care trec prin suferințe, trec prin necazuri. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, spune un cuvânt și la cuvântul Tău iau ființă până și lucrurile care nu sunt, Doamne. De aceea, Tatăl Celeste, rugăm să lucreze în milă și mântuare, Doamne. Nu pentru meritele noastre, nu pentru destoinicia noastră, Doamne. Dar în numele și meritul Domnului Iisus Hristos, mare preot, mare mijlocitor, în numele Domnului Iisus Hristos, care la Golgota a luat asupra Lui păcatele noastre și neputințele noastre, Doamne, în numele Lui Te rugăm și în vremea aceasta, Doamne, lucrează în milă și mântuare, Doamne. Ispăvește, Doamne, ridică, Doamne, întărește, Doamne. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, ai vedere familiile, Doamne Dumnezeule, în care nu este pace, Doamne, în care nu este armonie, Doamne. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, zădărnicește orice plan vrășmaș, Doamne. Și fă ca în felul acesta, paharul ispăvirilor să fie înălțat, Doamne, în mâinile celor ce se încred în Tine, Doamne. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl Ceresc, ai vedere întreaga biserică, Doamne. Ai vedere pe cei mici și pe cei mari, Doamne. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl Ceresc, pentru armonia din familie, Doamne, pentru înțelegerea dintre soț și soție, Doamne, dintre părinți și copii, Doamne. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl Ceresc, în biserica Ta să domnească pacea, Doamne. Și în felul acesta, Doamne, să vedem dreapta Ta strălucind prin isprăvi părețe și glorioase. Încredințăm în continuare părtășia aceasta și viețile noastre în mâna Ta cea atotputernică. Și îți mulțumim, Tatăl Ceresc, în numele Domnului.
considerat că ar putea să dea o mână de ajutor la lucrările la care ne-am propus să ne implicăm. Avem până duminica viitoare să adunăm aceste răspunsuri din partea dumneavoastră. Pentru ca să știm cum vom rândui lucrurile pentru anul viitor, dacă Dumnezeu nu va mai ține viață și mai va mai fi timp în care să mai aibă loc să mergi și în rătășim această casă de rugăciune. Sunt tineri care vin și vor să-și planifice sărbătoare anunții. Și toate acestea sunt condiționate într-o care măsură de lucrările acestea. Dacă se vor face, atunci, o anumită perioadă de anul care va veni, va fi ocupată ce privește posibilitățile în această încăpere să poată ținea serviciile de părtășire. Și am vrea să clarificăm și lucrurile acestea. Ce am rugăminte, în finalul acestui serviciu de părtășire, ce care nu v-ați luat acele scrisori în partea bisericii, să le luați, dacă este cineva din familie, luați-le. Până duminica viitoare, vrea răspunsurile să le centralizăm și să putem să știm ce avem de făcut în timpul care ne este în față. Dacă va fi cu voia Domnului, după masă vom avea servicii de mărtășie, din orele 6, la biserică. Pentru mâine seara, din orele 7, dacă lucrurile vor merge așa cum noi ne-am gândit și Dumnezeu va da ajutor și sprijinul Lui, nădăjduim să avem un serviciu de rugăciune împletit cu un serviciu de evangelizare. L-așteptăm pe fratele Cristi Ionescu, păstor în Biserica Pentecostală Elin din Chicago, să fie cu noi la părtășie. El a mai fost aici, casa noastră de rugăciune, cel mai predicat aici în Evanghelia. Este un om al lui Dumnezeu, un bun monitor al Scripturilor și ne dorim ca Dumnezeu să aducă înviorare și învățare și zidire spirituală prin cuvântul pe care Dumnezeu l-a rânduit să aibă pentru noi și vocația serviciul de părtășire mâine seara. Deci mâine seara de la ora 7, serviciul de rugăciune, serviciul de evangelizare. Că aveți vecini, aveți prieteni, aveți cunoscuți, spuneți-ne că încă să fim de vin și lapte, fără bani și fără și încă brațele iubitoare ale Domnului Iisus Hristos sunt deschise și așteaptă pe oameni să se întoarcă la ei. Pentru cei care doresc rugăciune, amați de la ora 6, cu masă, ies un timp de rugăciune la demisorul acestei case de rugăciune. La mijloc să pune într-un joi pentru rugăciune, pe tare și învățături din Cuvântul Scripturilor. Vineri, pentru că săptămâna viitoare, duminica viitoare, vom avea sărbătoarea împărtășirii cu corpul și sângele Domnului. Vineri, după masă de la ora 7, vom avea un timp de împărtășire în rugăciune și de asemenea vrem să stăm la îndemână celor care au probleme și simt nevoia să descarce prin mărturisire și la îndemână celor care doresc ungere, un de lemn și rugăciune pentru cei care trec prin probleme și au nevoie de ajutor din partea Domnului în privința aceasta. Pentru vineri, după masă, la orele 17, la orele 5 după masă, copiii sunt așteptați, cei care cântă în cor, sunt așteptați la repetiție. Sâmbătă vom avea nuntă, duminica viitoare dimineața va fi nuntă, nu se va ține aici, se va ține aici. Tădășduim o casă serviciului de părtășire, urma să se prezentăm și ei în biserică și dorim ca harul și binecuvântarea Domnului să fie și să rămână peste viețile noastre ale tuturor. Haideți cu toți să dăm slavă Domnului cântând și în acest timp să ne dăm Domnului și darurile noastre din bunăvoie. Vacanța își spune cuvântul și dintre frați și soroți care
Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogele din Damasc ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saul, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să scapezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de somn și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a plecat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damas. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpădă în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damas, dovedind că Iisus este Hristosul lui. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Împreună să te stau cuvântând, sora Tamara caută și la putare să nați în numele Domnului și apoi ne rugăm ca venit cuvântarea Domnului să fie peste frate de noi, să ai un cuvânt din Scriptură pentru noi. Și atunci, cum vă spuneam și cu mine ca trecută din dimineață, frate de noi, sugești în Biserica Pentecostală din Berga, din Spania, au venit
Slăviți să fie numele Domnului nostru să se strânsă. Un om, eram cu spălătoria lucrul și îi spăla, tocmai spăla mașina lui, cea luxoasă, frumoasă. Și undeva la o depătare care, cu mare care, un cercetor se uita la omul acesta cum îi spăla mașina lui frumoasă și cum o ștergea cu piele ca să nu vreau urmă urmă și așa mai departe. Apropiindu-se cercetorul, omul acesta s-a uitat la mașină, s-a uitat la el și omul care avea mașina s-a privit pe cercetor și cercetorul nu zicea nimic. Și la un moment dat, omul care avea mașina, luxoasă, a spus cercetorului, că știți că de obicei cercetorii cer, atunci când se apropie, dă-mi ceva. Dar omul acesta l-a întrebat pe cercetorul el, de ce ai nevoie? Cu ce te pot ajuta? Și cercetorul acesta i-a spus, cunoști pe cineva care nu are nevoie de ajutor? Cunoști pe cineva care nu are nevoie de ajutor? Ne aflăm aici pentru că, indiferent ce situație materială avem, indiferent ce studii avem, sau indiferent ce poziție socială avem mai sus sau mai jos, cu toții avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Dacă în lumea aceasta oamenii cumpără anumite lucruri cu bani, dacă în lumea aceasta oamenii cu bani pot să rezolve multe lucruri. Iubiții mei frați, stimate surori și dragii mei prieteni, care dimineața aceasta sunt aici. Există ceva care nu se poate cumpăra cu bani. Și aceasta este mântuirea noastră. Aceasta este viața veșnică care nu se poate cumpăra cu bani. Decât cu o viață trăită în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta să trăim în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare om inevitabil are drumul pavat înspre iad. Că vrea, că nu vrea, este pavat înspre iad. Din topoganul acesta, din caruselul acesta care merge, nu este scăpare. Decât prin Domnul nostru Iisus Hristos, care ne poate schimba prin harul Său și prin mila Lui. Slăviți să fie numele Domnului. Și dimineața aceasta avem în față un om care am putea spune un om care și pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu am avea un exemplu. Și un exemplu demn de urmat pentru cei care l-au întâlnit pe Dumnezeu. Și îl cunosc pe Dumnezeu. Un om care s-a convertit. Un om care, chiar dacă cunoștea legea, chiar dacă cunoștea o lege care i-a fost bine întipărită în mintea lui, de către părinții lui și așa mai departe. Dar ce era cel mai dureros, fraților și surorilor? Nu cunoștea de Dumnezeu. Și a venit ziua și a venit momentul când s-a întâlnit cu Dumnezeu. S-a întâlnit cu Dumnezeu. Sunt multe lucruri de remarcat în Sfânta Scriptură în ceea ce privește omul acesta, dar a dorit să vă aduc înaintea dumneavoastră câteva lucruri. Ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă și în curs tău cel Sfânt în dimineața aceasta, să învățăm din Sfânta Scriptură. Fără convertire, fără ca inimile noastre să fie schimbate din nou, așa cum am spus la început, nu vom putea niciodată să vedem mântuirea Domnului Iisus Hristos și viața veșnică pe care El l-a pregătit. Avem exemple negative în Sfânta Scriptură când chiar și săptămâna trecută, dacă dumneavoastră ați fost atenți, a fost un om care n-a fost cu totul convertit înainte de Domnului. Găsim în Sfintele Scripturi, în capitolul 5, în Faptele Apostolilor, niște oameni care a crezut că s-au întâlnit cu Dumnezeu, dar el nu cunoștea pe Dumnezeu.
Sunt multe exemple în spatele apostolilor de convertiți, de convertiți. Avem la predica lui Petru s-au convertit câteva mii de oameni. Avem, deci, oamenii acelea care vine de departe să, la Ierusalim, să se întâlnească, să se roage. S-a convertit și a fost plecat, a fost plin de bucurie, să vă fie numai Domnul. Îl avem pe Corneliu, care împreună cu toate casa lui s-a convertit la Dumnezeu. Îl avem pe temnicerul acela care ultimele clipe din viață le-a spus, iau viața, că toți au pus. Și împreună într-o noapte l-a primit pe Dumnezeu, el și toată casa lui. Și avem în dimineața aceasta, așa cum am spus, și mi-a plăcut că am văzut că Duhul Sfânt este acela care conduce toate lucrurile. Și de chiar de la început, de la timpul de rugăciune, se amintea că atunci când noi ne întâlnim, e bine ca să plecăm de aici transformați. Când noi ne întâlnim într-o casă de rugăciune, e bine că atunci când plecăm de aici, să plecăm plini de bucurie, așa cum a plecat oamenii. Că s-a întâlnit cu Dumnezeu transformat. Dumnezeu să ne vine cu vedere la lucrul acesta, să plecăm cu toți acasă transformați. Și avem cazul acesta. Pe Apostolul Pavel, pe Saul, din Tars, care l-a primit pe Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, aș dori să remarc un lucru care Dumnezeu mi l-a dus pe inimă. Mulți oameni au fost convertiți și familiul și casa lui Corneliu. Dar spre deosebire de convertirea, de chemarea pe care a avut-o Apostolul Pavel, oamenii aceștia au fost chemați la să slujească pe Dumnezeu. Cu tot ceea ce ia, cu viața lor și așa mai departe. Dar Apostolul Pavel a avut o chemare deosebită. A avut o chemare aceea de a merge și a spune oamenilor și neamurilor despre mântuirea pe care Dumnezeu îl dăruiește. Ce se întâmplă atunci când Dumnezeu ne cheamă la pocăință? Fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne încredințează o anumită lucrare. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne încredințează o anumită slujbă să facem în casa Lui. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne dăruiește un dar. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne dăruiește anumite responsabilități de care trebuie să avem grijă. Toți au fost chemați. Și cu toții suntem chemați. Dar întrebarea se pune de viața aceasta. Care este slujba la care te-ai chemat pe tine Dumnezeu? Și care este slujba la care te-ai chemat pe tine Dumnezeu? Am observat în lumea aceasta, în bisericile unui post și așa mai departe, oameni care ar vrea să facă altceva decât chemarea la care a fost chemați ei. Oameni care vor să facă altceva decât ceea ce dorește Dumnezeu să facă. Și ce se întâmplă atunci când faci ceva la care nu ai fost chemat? Mie îmi place foarte mult avion, îmi plac foarte mult micurile și mă uit la ele așa cu drag, când văd câtă responsabilitate conduc oamenii aceia și cu cât calm. Dar sunt conștient că niciodată nu voi putea conduce un mic. Nu? Imaginați-vă dacă m-aș pune eu să conduc un mic, ce s-ar întâmpla. Imaginați-vă dumneavoastră atunci când un om face o slujbă în casa lui Dumnezeu. O altă slujbă decât aceea care a credințat un Dumnezeu să o facă. De aceea zic, Doamne ajută-ne să știm locul, să ne știm poziția la care ne-a chemat Dumnezeu. În capitolul 3 din Faptele Apostolilor găsim pe Petru și pe Ioan intrând într-o cetate pe la Poarta Frumoasă. Și acolo era un om cu loc. Vreau să vedeți, amândoi am spus, aceasta să citesc cuvintele acestea care le-a spus. Le-a spus aceștia doi oameni. Capitolul 3, versetul 6. Petru, ca și
minte la ei și i-a zis, uită-te la noi. Și el s-a uitat cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la el. Mai doriți să fiți foarte atenți. Versetul 6. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Amândoi au fost acolo. Amândoi au zis omului, scoală-te. Amândoi au zis omului, uită-te la noi. Dar cel ce avea darul de vindecare a fost Petru. Cel ce a avut autoritatea și autoritatea primită de la Dumnezeu a fost Petru. Și a spus, au și acest, nu am, eu personal. Dar ce am, îți dau ceea ce Dumnezeu mi-a dăruit. Îți dau Domnul Iisus Hristos din Nazaret, scoate-te și umblă. Observați dumneavoastră aici lucrul acesta? Observați lucrurile care Dumnezeu ne prezentează. Ioan nu avea, dar avea Petru. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne știm locul nostru, să ne știm chemarea noastră. Și atunci toate lucrurile vor merge bune și frumoase. Pentru că ce-am întâlnit de multe ori, oameni care ar fi vrut să facă ceva acasă Domnului. Dar ei nu au chemat să facă lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Ca să ne știm chemarea noastră, să ne știm locurile noastre. Și de acolo, din trupul care ne-a ajutat Iisus Hristos, pe fiecare dintre noi, să slujim. Și dacă ne-a pus picior, să facem slujba de picior. Și dacă ne-a pus mâine, să facem slujba de mâine. Și dacă ne-a pus ochi, să primim spre cei care îi avem sub vegherea noastră. Să primim cu luat aminte la tot ceea ce se întâmplă. Și fiecare dintre noi să ne facem slujba de la care ne-a chemat Dumnezeu. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Apostolul Pavel, un om care, la prima vedere, Dacă a luat aminte la ceea ce s-a zis și Aman, i-a spus cuvintele acestea, Doamne, dar omul acesta a făcut atâtea lucruri rele. Cum? Tu l-ai ales? Observați dumneavoastră șovăirea pe care a avut-o omul acesta. Așa se întâmplă de multe ori în viața noastră de zi cu zi. Când vedem că vine un om din lumea aceasta, când vedem un om care, măi, privești la el și spui, omul acesta nu are nicio speranță. Nu? Așa este omul, așa este omul, așa suntem noi, așa suntem oameni. Oare mai are omul făcut părerea? Dar nu știm noi, nu știm noi ce a făcut. Nu știm noi cine este el, dar nu cunoaștem noi viața. Ei, vreau să vă spun că mai mult decât o cunoaștem noi, cunoaștem Dumnezeu. Mai mult decât știm noi ceva despre un om, știe Dumnezeu. Spunea în psalmul 139, psalmistul David, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Îmi știi tot ceea ce eu am. Cunoaște Dumnezeu Domnul. A cunoscut-o Dumnezeu pe femeia aceea când a venit, când s-a dus în zăduful zilei și a vorbit și a spus toate tainele ei. A cunoscut Dumnezeu toate viețile oamenilor și cunoaște Dumnezeu viața ta și cunoaște Dumnezeu viața ta. Și vede pe Anania că a spus, Doamne, dar Tu l-ai ales. Și s-a cedut cu nimeni acesta. Da, l-am ales ca să ducă Evanghelia mea. Și am să arăt tot ceea ce s-a suferit pentru numele meu. Tot ceea ce s-a suferit. La cine nu dă oamenii speranță de Dumnezeu? Pe cine nu încurajează nimeni, încurajează Dumnezeu, să știți. La cine ne mântim noi, nu se mai ne mântim niciodată, Dumnezeu a venit pentru lucrul acesta pe pământ. A venit pentru lucrul acesta pe pământ. Să caute și să lumească tot ce era pe pământ. Și te-a găsit pe tine și m-a găsit pe mine. Când privim la convertirea lui Saul din Tars, nu se poate să nu mă gândesc nici unul dintre dumneavoastră dimineața aceasta la ziua când dumneavoastră v-ați convertit la Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte? Vă mai aduceți aminte? Vă aduceți aminte aceea? Eu nu pot să fiu niciodată, cum Dumnezeu mi-a pus înainte tot ceea ce era și mi-a pus dorine. Vă spun înainte viață și moartea alege. Vă spun înainte răul și binele alege. Vă spun înainte binecuvântarea și blestemul alege. Și ca o dată bună, așa cum dumneavoastră sunteți părinți, știți să vă învățați copiii să aleagă lucrurile bune. Iisus Hristos a fost acela care a spus, alege viața.
Dar ne-a lăsat pe noi să alegem, fraților și surorilor. A spus, alege binele. Și alege bine comentarea. De ce e bine să fii în casa lui Dumnezeu? Spunea de dimineață, în timpul rugăciunii. De ce e bine să te uităm părtășirile? Spunea să fii spune aici, dă binecuvântare. Și nu orice fel de binecuvântare. Nu bani, nu avere, nu mașini, nu casă sau ceea ce ne mai dorim pentru pământul acesta. Ci o altfel de binecuvântare, fraților și surorilor, o binecuvântare viață. Dimineața aceasta avem exemplul de om care a trăit, spune istoria despre el și cărțile spun despre omul acesta că a trăit după cea mai, și chiar el spune că n-a fost dus înaintea dregătorilor, căci a trăit după cea mai îngustă partidă a fariseilor și a saducheilor din vremea respectivă. Apostol Saul din Tars a fost pregătit să devină doctor în legea iudaică, un rabin renumit. La o vârstă destul de fragile. Cuvântul Dumnezeu spune, s-a citit în capitolul 8, și când în capitolul 8 vorbește când s-a fost ucis Ștefan, deci oamenii și-au pus ani de la tânăr, era tânăr. La o vârstă destul de fragile a ajuns să fie pus undeva în clerul bisericii. A avut o poziție destul de bună. Și ca orice tânăr, din vremea respectivă, care a vrea să se afirme prin comportamentul lui de adoreți. A vrut să se afirme zelului pentru legea lui Iisus Hristos. După ce a îndepărtat o mare majoritate de oameni din Ierusalim, după ce a legat, după ce a scrijuit și a făcut tot felul de lucruri, a spus, unde ajungem? Că am un nume mare aici. Un nume la care oamenii primesc tot ceea ce a făcut. Vreau să urmă. Și se spune că de la Ierusalim la Dalmat sunt peste 200 de kilometri. Și pe ultimul drum, se întâlnește cu cineva pe care nu l-a cunoscut. Pentru că înțeleg că Sfânta Scriptură, fratelor și surorilor, în momentul acela când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, a spus, cine ești? Se cunoște legea și totul să nu cunoști pe Iisus Hristos. Dar Dumnezeu este cel care se descoperă la fiecare parte. Slăviți să fie încolo. Și acum parte de descoperirea aceasta personală a lui Iisus Hristos. Îl vede pe Domnul Iisus Hristos că i-a spus, eu sunt Iisus pe care tu pentru a trebui să-ți dăm frumul acesta să-l obișnească. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă pregătești? Cine ești, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care te dorești. Îl vedem pe Iisus Hristos identificându-se cu biserica lui. Tot aceea, dacă cineva prigonește, înțeleg de aici, din Sfântul Cuvântul acesta, dacă cineva prigonește pe un copil lui Dumnezeu, îl prigonește pe Iisus Hristos. Dacă cineva face ceva pentru Iisus, nu ajută pe cineva, el le face lui Iisus Hristos. Și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos aici, că chiar dacă era dus la Tatăl, a privit la biserica lui și s-a simțit el pe sine însuși primărit. S-a simțit el pe sine însuși primărit. Și Saul, acel din Tars care a învățat la școală, cele numite din vremea lui. Sau acel din Tars care tot timpul era mai pe sus, dacă vreți. A ajuns odată în viața lui să ajungă într-un loc în care poate n-a fost niciodată. Să cadă din mult. Și înțeleg din Sfânta Scriptură că atunci când cineva, dacă cade cineva la pământ, înseamnă smerenie. Probabil n-a știut niciodată ceea ce înseamnă smerenie. Probabil n-a căzut niciodată la pământ. Și toți oamenii, atunci când el intra într-o casă, într-o biserică, toți oamenii priveau la el și spunea ce om mai este. Și toți oamenii priveau de el undeva de sus.
Și vedem că Domnul Iisus Hristos a învățat în prima lecție aceea smerenie. O lecție pe care și o viață pe care a avut-o Domnul nostru Iisus Hristos și o viață pe care și o potopă, dacă vreți, pe care în zilele noastre este pe care dispariție, smerenie. Și Domnul Iisus Hristos să ne învață lucrul acesta. Spunea Cuvântul lui Dumnezeu, smeriți-vă sub mâna tare lui Dumnezeu și el la vremea potrivit de la mâna asta. El a vrut să facă invers. El a vrut să se înalță. Dar Dumnezeu are tot o altă jucată. Și Dumnezeu l-a rugat la parte. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta să învățăm ceea ce este smerenie. Omul acesta tremurând și plin de frică. A zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis, Domnul, intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Cu scrisorile în mână, probabil cu lecția învățată de acasă, să spună la alții el ce trebuie să facă. A ajuns la un moment dat, după ce s-a ridicat jos de la pământ, să intră în cetate și să-i spună alții lui ce trebuie să facă. Să-i spună alții lui ce trebuie. Doamne, ajută-ne să fim niște oameni care să ascultă. Și atunci când mi se cer anumite lucruri să facem, să fim niște împlinitori pe Vântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne vină cu mintea de toți. Dumnezeu mi-a închis ochii care vedea cât de cum vedea ca apoi, după câteva zile, se deschide și se vadă cu tot fel. Cuvânt cu altfel de ochi. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Fiule, dă-mi inima ta mie și ochii tăi să găsească plăcere în ochii mele. Cu ochii aceia care, probabil, îi privea pe cei care îi prigonea. Cu ochii aceia care îi privea cu dispreț. Cu ochii aceia care îi privea de sus. Dumnezeu i-a închis ca apoi să-i deschidă și să vadă lumina care strălucește și care este Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta pe toți. Dumnezeu l-a chemat pe Apostolul Pavel pe Saul din Tars ca să ducă Evanghelia neamului, așa cum a spus. Și ceea ce am văzut la omul acesta, Dumnezeu să ne plimbi. Am văzut un om care atunci când predicat a fost probabil a doua după Domnul Iisus Hristos care a avut curajul. Și a avut puterea și convingerea că tot ceea ce el face vine de la Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 11, primul verset spune că călcați pe ordinele, căci eu însuși cal pe ordinele lui Iisus Hristos. A avut convingerea aceasta. Facă bunul Dumnezeu să ridice oameni din biserica aceasta care se spune și în lucrul acesta. Cu toată autoritatea și cu toată convingerea să spună că și viața pe care eu o trăiesc și tot ceea ce eu fac, pașii care eu merg în lumea aceasta, nu duc în alt drum decât la Iisus Hristos. Un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu nu mai trăiește el, ci Iisus trăiește. În Galateni, capitolul 2, versetul 20, Apostolul Pavel le scrie celor din Galateni un lucru minunat și un lucru frumos. Și întrebarea, mă rog, putem să spunem noi și dimineața aceasta, fiecare dintre noi. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru mine. Trăiește Iisus Hristos în viața noastră? Se vede Iisus Hristos în viața noastră? Se întâmplă adesea și mi-aduc aminte de o istorie scurtă care un copil s-a dus să cumpere un litru de lapte și când s-a întors acasă, un copil fugă repede ajuns și a spart de lapte și un om care l-a văzut
care este felul nostru de viață. Nu știu în ce măsură dumneavoastră v-ați întâlnit pe Dumnezeu. Nu știu în ce măsură îl cunoaște pe Iisus Hristos. Dar dacă n-am avut o întâlnire personală cu El, să căutăm să oameni cât mai curând. Găsim de pagina Sfântului Scriptură un om care a avut dorința aceasta să-L întâlnească pe Iisus Hristos. Și l-a căutat. Și s-a suit într-un dud. Și Iisus Hristos, care trecea în acele momente pe acolo, s-a oprit în lume. Și a spus, Zachee, de jos, că ceasul s-a înstrâns în casa. Și Iisus Hristos a fost în casa aceea. Și Iisus Hristos a intrat în corpul aceea. Și ca de obicei, s-au găsit și oameni și au spus să intrați în timpul omului acesta. Dar nu s-a găsit în omului acesta. Nu i-a păsat ce spune lui. Nu i-a păsat ce spune oamenii, ce convingere au oamenii și ce spune oamenii lucrul acesta. Iisus Hristos a venit în lumea aceasta să caute, să împlinească pe tot acei pierduți. Nimeni din tot aceia care s-au apropiat de Iisus Hristos, care l-a căutat pe Iisus Hristos, nu au plecat acasă pe dezamăgire. Au fost și cazul care din voia lor au plecat acasă, probabil trist. Dar tot aceia care l-au votat pe Iisus Hristos din dorinul curată, tot aceia care l-au votat pe Iisus Hristos cu inima sinceră, au plecat acasă plină de bucurie, o și schimbați. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Să binecuvânteze biserica aceasta din zonă. Oameni care să ducă Evanghelia și să povestea cu aceste mântuiri mai departe. În vremurile în care noi trăim. Dacă diavolul, în vremea respectivă, a vrut să nimicească biserica lui cu privat, să omoare creștini, să omoare pe cei care primeau pe el ca Domn și Dumnezeu în viața lor. Nu știu, probabil, să dumneavoastră a sigit gradul tuturor creștini și a văzut prin ce chinul trecea oamenii din vremea respectivă. Și istoria spune despre ei că dacă nu ia, face suferi oamenii. N-a reușit diavolul să nimicească Biserica lui și din păcură. Biserica lui și astăzi este. Pentru că pare bun, pentru că la conducerea ei nu este un om, ci este Iisus Hristos. Și chiar dacă porți locuiți în morților au vrut să nimicească, n-au reușit. Pentru că Iisus Hristos a fost acela care a fost la conducerea ei. Iubiți frate și fraților, știți care am stat și m-am gândit lucrul care diavolul încearcă să nimicească astăzi Biserica lui Iisus Hristos. Probabil sunt multe. Dar ceea ce dorește Iisus Hristos, ceea ce dorește diavolul să facă în ziua de astăzi este libertate. Dacă atunci a încercat prin moarte, prin chinuri, în zile din viața pe care o prin astăzi încearcă să se sucă prin libertate. Atunci când oamenii nu mai la bază Sfânta Scriptură și principiile ei. Atunci când oamenii fac din Sfânta Scriptură și anumiți oameni, nu toți, încearcă să reglementeze viața și tot ceea ce ei au, după alte principii decât acele Sfânte Scripturi care nu avem aici. Oamenii aceia se duc spre rău. Apostolul Pavel îi scrie Timotei ca el să credințeze bine, ca el să țină bine ceea ce i s-a credințat. Tot ceea ce el a primit, tot ceea ce el a primit de la Apostolul Pavel trebuie ținut cu scumpătate. Tot ceea ce noi trebuie să învățăm, tot ceea ce noi învățăm în adunare, să medităm la el. Să ne gândim la Cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe tot la lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Ca într-o zi să ne întâlnim și noi în locul acela de mâna pe care va pregăti Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi. Și dacă nu v-am întâlnit pe pământul acesta, noi trebuie că într-o zi ne vom întâlni în Împărăția lui Dumnezeu. Prin necazuri, prin greutăți, prin lumea aceasta în care noi trăim.
Să fie numele Domnului binecuvântat în veci. Dragi frate și surori, am două mărturisiri să vă fac. Prima dintre ele este că Dumnezeu a cercetat sufletul meu în ziua asta în mod deosebit și mă bucur că s-a folosit de slujitorile, de cântările de la urmă. Am o bucurie mare în inimă. Și cred că și dumneavoastră aveți. Și a doua mărturisire pe care o fac este că am fost cam necredincios în dimineața asta. Pe lângă emoțiile pe care le am, că trebuie să slujesc din cuvântul Domnului și să vorbesc din cuvânt, mi-a fost inima așa micuță cât un pumnice când o vorbi fratele Dorin, pentru că textul este unul nu foarte lung, ci foarte clar. Și mi-a stat inima așa în loc, mi-a fost inima mică să nu fie aceeași predică. Însă mulțumesc Domnului că a dovedit că El este unul singur. Dumnezeu este unul singur. Și Dumnezeu inspiră pe slujitorul Lui așa cum vrea și pregătește și orchestrează lucrurile așa cum vrea ca toată slava să fie a Lui. Și dau slavă Domnului pentru asta și asta am văzut și eu o credințare că pentru cei care stau sincer înaintea Domnului și chiar doresc și chiar așteaptă ceva de la Domnul, Dumnezeu poate da prin oricine. Și printr-un slujitor așa mai slab cum sunt eu, Dumnezeu poate vorbi. Așa că, frații și surori, dacă așteptați ceva, așteptați de la Domnul. Și Domnul este credincios. Domnul este credincios să lucreze prin cine vrea, să vorbească, să dea răspunsul la întrebările fiecăruia și în toate, toată slava să fie a Domnului în veci. Cuvântul Dumnezeu de astăzi ne vorbește despre întoarcerea lui Saul. Și nu cred că Saul este un necunoscut pentru niciunul dintre noi, chiar și pentru cei care suntem mai puțin familiarizați cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vedem împreună câteva lucruri care țin de întoarcerea la Dumnezeu. Și nu numai de întoarcerea la Dumnezeu. Pentru că dacă ne aducem aminte de ce a mărturisit Domnul Iisus despre El însuși, El a spus într-o împrejurare, eu sunt poarta oilor. Și oile intră pe poartă sau. Și asta este convertirea, poarta prin care intră. Apoi, în altă împrejurare, Domnul Iisus spune, eu sunt calea. Și parcursul nostru până în Noul Ierusalim despre care am cântat, merge pe calea care este Domnul Iisus. Așa că avem de învățat și lucrurile care se aplică la convertirea noastră, cred că se aplică zi de zi, în fiecare zi, în umblarea noastră cu Dumnezeu și în apropierea noastră de Dumnezeu. Ce am observat în experiența Apostolului Pavel este că el și-a pus două întrebări. Și cred că sunt întrebările esențiale pentru fiecare om care vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Și dacă este în mijlocul nostru cineva care dorește să se întoarcă la Dumnezeu, dorește să-L caute, să-L găsească pe Dumnezeu și nu știe cum, iată câteva răspunsuri la această întrebare. Iată câteva întrebări pe care trebuie să ți le pui în mod personal și Dumnezeu îți dă răspunsul. În primul rând, Pavel întreabă versetul 5. Cine ești Tu, Doamne? Și lucrul de căpătâi pe care l-am văzut în Scriptură, cu care trebuie să înceapă întoarcerea omului la Dumnezeu, orice convertire, este cunoașterea lui Dumnezeu. Este să cunoști pe Cel la care te întorci. Vedeți, a doua întrebare este cea pe care o pune Pavel în versetul următor. Doamne, ce vrei să fac? Cine ești Tu, Doamne? Și Doamne, ce vrei să fac? Însă, este foarte important să înțelegem că ordinea este aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu. Care a fost problema lui Saul? Problema lui și poate a multora din Scriptură sau din jurul nostru, din perioada aceasta, este că inversăm întrebările.
Spune Apostolul Pavel despre el însuși. Eram mai înaltat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinele strămoșești. Un om care și-a pus întrebarea, ce vrei să fac, Doamne? Și iată-mă gata să fac. Și Doamne, uite-te la mine câtă râvnă am. Și Doamne, uite-te la mine că-s gata să călătoresc și să împlinesc ceea ce cred eu că trebuie să fac. Dar nu și-a pus întrebarea, cine ești tu, Doamne? Cine ești tu, Doamne? Mai mult decât ce vrei să fac. Și în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 13, tot Pavel mărturisește despre starea lui dinainte, că lucra în neștiință, în necredință. Nu era un credincios în religiunea iudeilor, cum mărturisește. Era foarte credincios. Era foarte credincios. Credea în Dumnezeu, credea în Iehova, credea în datinile strămoșești. Și vedem că credința este una singură. Dacă nu crezi în cine trebuie și cum trebuie, ești necredincios. Pavel spune despre sine că lucra în necredință. Și asta aș vrea foarte mult să înțelegem în această dimineață. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Convertirea, întoarcerea la Dumnezeu, începe, neapărat începe cu cunoașterea lui Dumnezeu. Știți ce m-a mirat, m-a șocat oarecum, uitându-mă în Faptele Apostolilor, și în Noul Testament se spune destul de puțin despre momentul convertirii. Nu știu dacă v-ați pus întrebarea asta. Pentru un subiect de așa mare importanță, eu cred că se spune destul de puțin. Și încă mi se pare că oamenilor care ascultau cuvântul Domnului, li s-a spus foarte puțin despre ce au de făcut ca să treacă din împărăția diavolului în împărăția lui Dumnezeu. Câteva exemple de oameni care s-au întors la Dumnezeu, deja le-au spus fratele Dorin și le reiau. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, este vorba de primii creștini care s-au întors la Dumnezeu la predica lui Petru. Vreau să și citesc câteva versete. Doar versetul 36 din capitolul 2. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Versetul 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Un alt exemplu este cel al samaritenilor. Și în capitolul 8, cu versetul 5, citim despre Filip că s-a coborât în cetatea Samariei și i-a propovăduit pe Hristos. Noroadele le-au luat aminte cu un gând la cele spuse de Filip când l-au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Aduceți-vă aminte, tot în capitolul 38, în versetul 35, de famelul etiopian. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Și încă un exemplu, aduceți-vă aminte de Corneliu. În Faptele Apostolilor, în capitolul 10, versetele 42 și 43, Petru îi propovăduia și spunea, Iisus ne-a poruncit să propovăduim Rodului și să mărturisim că El a fost mântuit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Amin. Nu știu dacă ați observat punctul comun al tuturor acestor versete pe care le-am citit. E foarte interesant că apostolii și oamenii lui Dumnezeu l-au propovăduit pe Iisus. Nu renunțarea la păcat, cum i-am așteptat, un om care se întoarce la Dumnezeu trebuie să renunțe la păcat. Nu se spune despre asta. Nu ieșirea dintr-un anturaj rău, sau știu eu, părăsirea anumitor lucruri, niciunul din toate aceste lucruri care noi ne așteptăm. Așa e că ne așteptăm ca să se propovădească un om care vrea să se întoarcă la Dumnezeu. E foarte interesant.
începe cu cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu și atât. Atât. În prima fază. Pentru că urmează apoi a doua întrebare. Ce vrei să faci? Dar dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, a doua întrebare nu și are sensul. Și nu te duce la niciun rezultat. Totul începe cu cunoașterea lui Iisus. Mă gândesc că este poate pericolul în care putem cădea noi care suntem crescuți în familii de credincioși. Mă gândesc la copiii noștri, la adolescenții din biserică, care cred și care cresc în biserică și de mici, pentru că nu poți să-L cunoști pe Iisus în mod personal la o vârstă foarte, foarte fragilă. Însă de mic te întâlnești cu întrebarea ce să fac sau ce să nu fac. Copiii sunt învățați să nu mintă, să nu fure, să nu jure, să nu facă aia, așa, așa. Și copiii cresc cu întrebarea ce să fac. Și ajung să se convertească sau să creadă că se convertesc, încercând să dobândească o moralitate mai bună. Și încercând ca și Pavel să ajungă, cum mărturisea el, din punct de vedere al neprihănirii pe care o dă legea, neprihănit, fără prihană. Ori și pentru cei care vin din afară, și pentru cei care cresc înăuntru, întrebarea de bază, temelia nașterii din nou este cine ești Tu, Doamne? Frați și surori, dragi copii, dragi tineri care creșteți în biserică, căutați să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Căutați să-L cunoașteți pe Iisus. Convertirea, întoarcerea la Dumnezeu, intrarea în familia lui Dumnezeu începe cu întâlnirea cu Domnul Iisus. Nu cu ce să faci. Nu cu ce să faci. Că dacă îl cunoști pe Dumnezeu, dacă îl cunoști pe Domnul Iisus personal, are grijă să te ia de lucru. Și m-am mai gândit iarăși că credincioșii, creștinii care încearcă să intre în relație cu Dumnezeu, punându-și întrebarea ce să fac mai întâi, și uitând de cine ești Tu, Doamne, ajung niște creștini mediocri și frustrați. Ajung niște creștini care oricum încearcă să facă, dar n-au biruința asupra păcatului, pentru că biruința o dă Hristos, Hristos în noi. Ajung niște creștini care încearcă să facă mai mult și sunt frustrați că nu pot, că le stau împrejurările potrivă sau că n-au ei putere. Și creștini care nu-L au pe Hristos, în mod personal, care nu-L cunosc pe Hristos, sau au carențe mari. Pentru că, până la urmă, e treaba Domnului să judece între unul și altul. Dar creștini sănătoși, creștini care se bucură de părtășia cu Dumnezeu și de relația cu Dumnezeu, sunt cei care L-au cunoscut de la început și care cresc în cunoașterea Lui. Și am spus că se aplică nu numai la momentul convertirii, ci și în viața noastră de zi cu zi, pentru că în fiecare zi trebuie să creștem în cunoașterea Domnului Iisus. Și apoi în fiecare zi trebuie să întrebăm, Doamne, ce vrei să fac? Gândiți-vă la Pavel. Pavel, ne uităm cu toții la el ca la un exemplu, ca la un om mare al lui Dumnezeu. Și la sfârșit, la bătrânețe, scrie în Filipeni, capitolul 3, că dorința lui este să-L cunoască pe Dumnezeu, încă să-L cunoască pe Dumnezeu și părtășia suferințelor Lui. Vedeți, dacă Pavel a fost încă de cunoscut și noi știm că Dumnezeu este infinit, putem să cunoaștem și niciodată nu vom avea, nu vom ajunge la capăt, la o deplinătate a cunoașterii Lui. Trebuie să căutăm să-L cunoaștem în fiecare zi. Eu văd în viața mea și vă spun, cred din toată inima că asta este cheia unei vieți de bucurie în Hristos. Pentru că dacă nu îl avem pe El și dacă nu credem în El și în învierea Lui, spune și Pavel, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Și cred că sunt mulți creștini astăzi frustrați de, ori frustrați de religia lor și de credința lor, nu-i satisface, că nu-L cunosc pe Iisus, ori mediocri care nu-și pun problema și merg din inerție în val cu ceilalți. Dar Dumnezeu ne-a chemat la mai mult. Și știu că cunoaștem cu toți.
să ne îndemnăm liberții, să luăm cu toții acest îndemn și să-l punem în aplicare în viața noastră. Și apoi vine întrebarea, ce vrei să fac? Întrebare care nici nu trebuie să lipsească. Înțeleg din Cuvântul lui Dumnezeu că dacă după întâlnire cu Iisus și după convertire care are loc prin întâlnire cu Iisus, nu apare această întrebare, ce vrei, Doamne, să fac? Înseamnă că întâlnirea aceea n-a fost reală. Urmează natural, una după cealaltă. Cine ești tu, Doamne? Te-am descoperit. Am descoperit cum ești. Am descoperit natura ta. Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Și când mă gândesc la asta, nu mă gândesc doar la ce vrei să fac pentru împărăția ta, ci ce vrei, și în primul rând, ce vrei să fac cu viața mea? Ce să schimb în viața mea? Doamne, cum să mă asemăn cu tine? Pentru că niciunul dintre noi, în mod natural, nu se vede. Nu se poate cu Domnul Iisus. Atunci când îl vedem pe Domnul Iisus și când ne întâlnim cu El, atunci și ne dăm seama că trebuie să semănăm cu El, atunci avem de schimbat, avem de făcut. Domnul să ne ajute să ne punem în fiecare zi întrebarea, Doamne, ce vrei să fac? Doamne, înainte de cum să te slujesc, Doamne, cum vrei să fiu? Și apoi, Doamne, cum vrei să te slujesc? Doamne, ce să fac pentru tine? În 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20, sunt cuvintele acelea atât de cunoscute de noi. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar cu Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Doamne, nu mai sunt al meu. Sunt al tău. Vrei să faci ceva cu mine? Ai toată libertatea. Asta trebuie să fie o întoarcere la Domnul. O viață transformată. Din păcate, se vede în biserica de astăzi, peste tot, e o criză. Sunt oameni care se întorc la Dumnezeu și acolo viața nu se transformă. Și intră în apa botezului și ies din apa botezului și viața lor nu este transformată. Și pentru că nu-și pun această întrebare, Doamne, ce vrei să fac? Și dacă nu-și pun această întrebare, Doamne, ce vrei să fac? Este un semn mare de întrebare că și-au pus prima întrebare. Cine ești tu, Doamne? Aș vrea ca Dumnezeu să facă din noi credincioși vii. Credincioși care să-și pună problema cum ne vrea Dumnezeu, dar în primul rând credincioși care să-L cunoască pe Dumnezeu. Și mai este și la această întrebare o extremă. M-am gândit tot la noi care suntem în biserică, în special la cei care fac o anumită lucrare, în biserică sau în fără bisericii. Mai este extrema aceea de a avea râvnă și de a avea pasiune, așa cum a avut Pavel, dar de a avea râvnă pentru lucrarea în sine. Se spune că Dumnezeu te-a chemat să cânți în cor. Și o faci cu râvnă. Însă este un pericol subtil și aș vrea ca fiecare dintre noi să ne punem întrebarea către ce se direcționează râvna mea? Către slujire? Către, de exemplu, cântat un cor în sine? Sau către Dumnezeu care m-a chemat să cânt în cor? De ce am o râvnă? Pentru că îmi place pur și simplu să cânt sau să predic? Sau am așa o dorință și o empatie cu oamenii nevoiași și vreau să-i ajut? Sau pentru Dumnezeu care m-a chemat să fac asta? Este un teren subtil aici. Și trebuie să ne gândim bine fiecare dintre noi și să ne ajute Domnul să fim credincioși. Pentru că dacă suntem credincioși doar lucrările la care ne-a chemat Dumnezeu, și asta este motiv de frustrare. Pentru că s-ar putea lucrarea într-o anumită situație
Dumnezeu. Dumnezeu este același. Între Dumnezeu și noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Nimeni și nimic nu se poate interpune între noi și Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne-a chemat să facem o lucrare și noi o facem cu râvnă și cu dorință și nu ne iese așa cum trebuie, noi trebuie să fim liniștiți înaintea Domnului, noi trebuie să fim încrezători că Dumnezeu e la cârma tuturor lucrurilor și El veghează. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Întoarcerea la Dumnezeu se bazează pe întâlnire cu Dumnezeu. Saul din Tars a avut-o. A avut-o într-un mod dramatic. Într-un mod palpabil. Într-un mod care fizic a produs transformări în el și schimbări. Trei zile n-am mai putut să vadă. N-am mâncat, n-am băut nimic. Și fiecare dintre noi trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu. Acum, nu fiecare ne întâlnim așa. Mulți ne-am dorit să ne întâlnim cu Dumnezeu într-un mod care poate fi exprimat prin unul din simțuri. Să-L simțim, să-L vedem cu ochii noștri. Sau să-L auzim cu urechile noastre de carne. Sau știu eu. Să-L simțim cu trupul, cum l-a simțit Petru pe înger, cum l-a lovit în coastă. Ei, Dumnezeu nu alege să se descopere așa tuturor oamenilor. Și chiar și în cazul lui Pavel, un lucru mi-a dat de gândit. În Faptele Apostolilor, în capitolul 18, Pavel ia relatarea întoarcerii sale la Dumnezeu. Galaten, capitolul 1, versetul 15. Spune Apostolul Pavel. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Versetul 16 spune că Dumnezeu a descoperit, a găsit cu cale să-L descopere pe Domnul Iisus în Pavel. Vedeți, experiența pe care a avut-o pe drumul Damascului n-a fost doar una exterioară. Aia a fost experiența lui personală, un bonus, dacă putem spune așa, că Dumnezeu i s-a arătat și exterior. Însă, întâlnirea cu Dumnezeu, cea care contează și care vedem că și în dreptul lui Pavel, asta a contat, este ceea ce s-a întâmplat în interiorul lui. Hristos a fost descoperit în Pavel, în inima lui. Locul de întâlnire dintre noi cu Dumnezeu este inima, nu este mintea. Aduceți-vă aminte de primii creștini despre care se spune că au rămas străpuși în inimă. Și cred că e relevant că nu se spune a rămas străpuși în minte, în cunoștința lor, în intelectul lor, în capacitatea lor de a înțelege. Au fost străpuși în inimă. Pentru că acolo este întâlnirea noastră cu Dumnezeu. La nivelul inimii. Și ca să știm că ne întâlnim cu Dumnezeu, cred că sunt două efecte asupra vieții noastre posibile. Ca să știm că a fost o întâlnire autentică și noi am beneficiat de ea. În primul rând, sau unul dintre efecte, este cel pe care îl vedem în viața lui Saul din Tars. Dumnezeu l-a întors. Dumnezeu a schimbat viața totală. Dumnezeu nu l-a lăsat să meargă pe același lucru. Și asta se întâmplă când Dumnezeu ne întoarce la Sine. Și asta se întâmplă în fiecare zi când ne întâlnim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cum este ocazia acestei dimineți? Ne întâlnim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne vorbește minții ca să înțelegem, să percepem, dar Dumnezeu ne vorbește inimii ca să putem transforma viața noastră. Și El s-o poate face prin Duhul Său ce Sfânt. Dumnezeu ne vorbește inimii pentru că în noi, la întoarcerea la Dumnezeu, se naște omul spiritual. Intră Duhul
Duhul Sfânt, suntem născuți din apă și din Duh. Și frați și surori, nu mintea ni se naște. Inima ni se naște. Omul spiritual nu e minte, e inimă. De aceea, întâlnirea este la nivelul inimii. Și a doua, al doilea efect pe care poate avea întâlnirea cu Dumnezeu, este să ne dea, dacă suntem pe cale bună și dacă suntem în voia lui Dumnezeu, să ne dea avânt pe cale pe care mergem. Aduceți-vă aminte de tot de experiența Apostolului Pavel. Din Faptele Apostolului, din capitolul 18, versetul 9 și 10, când noaptea Dumnezeu vine la Pavel și îi spune: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult noroc în această cetate. Una din două. Eu nu cred că ne putem întâlni cu Dumnezeu într-un mod real, într-un mod autentic și să mergem pe aceeași cale fără niciun avânt. Exact așa cum am început. Nu cred. Și Cuvântul Dumnezeu ne învață aceea. Ne învață că dacă nu suntem pe cale bună, Dumnezeu ne întoarce. Sau dacă suntem pe cale bună, Dumnezeu ne dă avânt și ne dă putere. Și asta e puterea credinciosului. De asta trebuie să ne întâlnim zilnic, fiecare clipă cu Dumnezeu, pentru că asta ne dă avânt în calea pe care mergem. Nu convingerile noastre că am citit în Scriptură și așa e. Convingerile se clatină, intelectul se clatină când există Dumnezeu în noi, când îl cunoaștem și când ne întâlnim cu El, asta ne dă putere și ne duce pe calea Dumnezeu mai departe. Și ca niște concluzii, Cuvântul Dumnezeu a fost foarte clar și aș vrea să închei tot cu niște versete din Scriptură, ca niște demnuri. Și luați-le din partea Domnului și eu să le iau împreună cu dumneavoastră. În primul rând, din Osea, capitolul 6, versetul 3, spune Cuvântul Domnului să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Căci El se iubește ca zorile și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaie de primăvară care udă pământul. În al doilea rând, să luăm pentru noi în această dimineață versetele din Psalmul 139. Ultimele două versete care spun: cercetează-mă, Dumnezeule, cunoaște inima, încearcă-mă și cunoaște gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșnicie. Asta face Domnul la întâlnirea noastră cu El. Și Domnul să ne cerceteze. Și apoi, referitor la întrebarea: ce vrei să fac cu oamenii? Un verset din Romani, capitolul 12. Versetul 11, care spune: în sârguință fiți fără preceput, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Domnul Iisus să ne ajute pe fiecare. Amin.
față în față cu Domnul Iisus Hristos și Domnul îi spune nimeni. Dacă omul nu se naște din Duhul, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim nu pricepe. Și Domnul revine și spune Nicodim. Dacă un om nu se naște din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăție. Și Nicodim tot îl pricepe. Și ce îi spune Domnul? Nicodim. Vântul suflă în controvea. Și auzi fuietul. Dar nu știi de unde vine, nici unde se duce. Tot așa este și cu cel care se născut din nou. E adevărat, nu putem să explicăm. Și Scriptura nu intră în aceste detalii. Putem să explicăm cum are loc minunea aceasta naștere din nou. Cum are loc acea transformare a inimii, lăuntrului nostru. Apare un nou. Dar ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos și ceea ce vedem din întâlnirea lui Saul cu Domnul pe drumul Damascului este că se aude vuietul. Vântul suflă, da, suflă. Nu știe de unde vine, nici încotro se duce. I-a auzit vuietul. Așa e și la nașterea din a lui Saul. Cum a avut loc transformarea aceea în lăuntrul lui, este minunea pe care Dumnezeu lucrează. Lucrează Duhul Sfânt prin cuvântul Scripturii. Dar, așa cum se amintea, se văd urmele. Se văd urmele, se aude fuietul în trăire și în slujirea. Vedeți? Omul acesta, așa cum se amintea aici, a avut tăria să spună, călcați pe urmele mele, întrucât și eu nu am călcat sau voi călca. Eu cal pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și în slujirea Lui, El nu știa altceva în predicile Lui decât că să dovedească din Scripturi că Iisus este Hristos. Adică, Iisus ăsta care s-a născut aici în Betleemul Iudeii, care a copilărit și a crescut în Nazaretul Galilei, Iisus ăsta care a trăit printre noi, printre Har și de adevăr. Ăsta e Mesia despre care a vorbit Dumnezeu prin profeții Vechiului Testament. Despre ăsta a strigat Dumnezeu prin Mica că se va naște în Betleemul din Iuda. Despre el. Și ăsta, ăsta despre care a vorbit Dumnezeu, e Iisus care a trăit printre noi. Pe care l-am crucificat, l-am condamnat la moarte, dar Dumnezeu l-a înviat, l-a glorificat. Și El e Mântuitor. El e Mântuitor. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a iubit să fie Domnul și Hristos. Pe acest Iisus, cum spunea și Petru. Iată, da, un om care e născut din nou, care s-a întâlnit cu Hristos, trebuie să se vadă. Cum spunea cineva, zice, nu poți să vii la părtășit cu biserica și să spui, ascultă, zice, peste picioarele mele a trecut un camion de 40 de tone. Ce sunt aici? A trecut, dar peste picioarele tale și mai stai pe picioare? Dacă spui că te-ai întâlnit cu Hristos și că ai trăit acel moment în care în întâlnirea cu El l-ai proclamat pe El Dumnezeul tău, Doamne! Deci Dumnezeul tău, adică Mântuitorul tău. Și în al doilea rând, ai frânt voia ta în fața voiei Lui, spunându-i ce vrei să faci. Trebuie să vadă. Nu știi cum a avut, nu pot să explic cum a avut o minune naștere din nou. Dar, se aude fuit. Dumnezeu să ne ajute. Să ne cercetăm pe noi înșine. Așa cum spune Pavel, 2 Corinteni 13:5, dacă suntem credinți. Amin. Haideți să stăm în viață. Și să ne punem Tatălui Ceresc în numele Domnului Iisus Hristos. Prin rugăciune. Amin. Să mulțumim pentru așa. Să mulțumim pentru așa. Să mulțumim pentru așa.
Sedeți cu părtășirea în dimineața aceasta să încheie aici. Următorul să plece de părtășirea cu toată biserica, va fi după masă de 6. Pe toți,